Slăviți să fie Domnul. Venim cu bucurie la muntele Sionului. Domnul să fie binecuvântat pentru întâlnirea aceasta, după cum deja s-a anticipat, spune aici versetul 20: La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Am venit la sunetul acesta al ne-am adunat aici la această sărbătoare și binecuvântăm pe Dumnezeu că sunt încă binecuvântări de copii. Pentru că aceste binecuvântări de copii constat cu tristețe că sunt tot mai puține, este o luptă așa cum se spunea, avem un vrăjmaș care are un plan bine stabilit și este în pericol Familie. De aceea, Neemia a spus: Am așezat poporul pe familii. E o luptă puternică, dumneavoastră poate nu vă dați seama. Mă uitam într-o zi la o pereche de tineri care erau pe stradă din orașul meu, din Arad, și băiatul era cu un cățel, și fata, soția lui, cu un alt cățel este o luptă de doctrină. Este o luptă la nivelul minții. Diavolul vine cu lucruri care sunt la modă și de la modă să plimbi un câine, să-l îngrijești. Și eu mă întrebam și mă întreb și acum și cred că vă întreba și dumneavoastră cine le va da pensie acelei perechi când vor ajunge la pensie. Cred că constatați dumneavoastră că este o problemă mentală. Vom avea și societatea noastră va avea probleme. Pentru că Dumnezeu spune una și noi vrem alta. De asemenea, m-am pregătit cu câteva gânduri, dar Dumnezeu este cel care mai modifică, mai schimbă. Pentru că în final o predică este de fapt ceea ce vrea Dumnezeu să spună. Numele Lui să fie binecuvântat. În această zi sunt trei fetițe la binecuvântare. Și mi-am intitulat gândurile mei, mele, trei fete din Biblie. Ne vom uita în Scriptură. Pentru că în dreptul femeii, ca să zic așa, sunt două extreme. Este extrema aceasta a feminismului, care îl vedem în lumea de afară, vedete, carieră, doamna ministru, doamna doctor, doamna profesoară și mai puțin vorbim despre mama cea adevărată. Mai puțin. Este o extremă a feminismului, și este o extremă a disprețuirii femeii, ca un vas mai slab, cum zice Scriptura, interpretat în mod greșit, poate, vasul acesta mai slab. Și aud, de exemplu, sloganuri de genul acesta. Auzeam nu de mult unde este un rău, este o femeie. E o exagerare. E o extremă greșită. Sau lumea este condusă de secretare și șoferi. Iar este o exprimare greșită. E o extremă. De aceea vreau în această zi să conștientizez pe toți cei prezenți, bărbați și femei, părinți, bunici, că este așa de important să-ți faci datoria și să nu fii descurajat că este fetiță și nu este băiat. Să nu fii descurajat. Am găsit aceste personaje în Scriptură, m-am gândit la aceste trei fete din Scriptură și chiar am văzut că Dumnezeu în această zi a pregătit un pic terenul ca să nu fie total aiurea, personajele care eu le prezint în această zi, prin ajutorul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, nu este ceva aiurea sau loc. A fost pregătit terenul s-a vorbit despre sirieni. Biblia nu este o carte triumfalistă. E o carte a realității. S-a citit aici despre o mare biruință pe care au avut-o poporul lui Dumnezeu, Ahab cu oștenii lui, împotriva împăratului Siriei și a coaliției care a fost făcută. Dar dacă citim Scriptura, au fost momente în care Israel, fiind disciplinat de Dumnezeu, când el îl părăsea pe Dumnezeu și se depărta de cele sfinte și o lua pe căile lui, Dumnezeu trimitea o Toată cartea Vechiului Testament prezintă această luptă care este. De asemenea, cartea judecătorilor, dacă o citiți, este ca un ciclu care se repetă, un popor care se depărtează de Dumnezeu, părăsirea căilor sfinte, trimiterea unui om, unui popor care să-i disciplineze, amoniții, moabiții și așa mai departe. Pocăința lor și întoarcerea la Dumnezeu. Și iarăși din nou făceau ce este rău. Și iarăși venea nu, nu iaua, și iar venea cineva care să-i disciplineze. Și iar trebuiau să plângă să se pocăiască și să strige către Dumnezeu. Iată este un moment în care citim în Cartea 2 Împărați, capitolul 5. Este prima fetiță care apare din predica mea în acest pasaj. După ce Dumnezeu a îngăduit ca o oștirea Siriei să biruie Israelul. Și spune aici în Versetul 1, Naaman, căpetenia oștirii împăratului Sirii, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Stimați ascultători, dragi părinți, dragi bunici, am rămas uimit când am citit cu atenție și am înțeles ce educație a primit fetița aceasta. În Biblie nu scrie, mi-am imaginat că după ce Naaman a fost vindecat de lepra lui, ar fi putut să spună într-o zi, măi nevastă, hai să vedem și noi părinții care au crescut fata asta foarte credincioasă. Era în slujba nevestei lui Nama în Sirian. N-a fost o braznică și trebuie să învățați fetele noastre și copiii noastre să nu fie obraznici. Ea n-a fost obraznică, a fost educată foarte bine. I-a spus stăpâne ei, stăpână dacă ar fi soțul, dacă ar fi stăpânul meu la prorocul din Samaria, prorocul l-ar vindeca de lepra lui. Ce educație! Ce creștere spirituală! În mod normal, fiind roabă într-o țară străină, ar trebui să te dezici de Dumnezeul acesta. Nu să spui ce, cum să-L slujesc până așa Dumnezeu care a îngăduit eu să ajung roabă în casa comandantului oștirii Siriei. Nu mai vreau să aud de acest Dumnezeu. Ar fi putut să spună ea. Dar fetița aceasta și-a luat rolul ei în serios. Și aceasta este și evoluția copilului pe care Dumnezeu îl educi. O evoluție naturală. Să facă ceea ce îi spui, să lucreze ceea ce îi dai să lucreze, să învețe ceea ce trebuie să învețe. Că sunt etape în viața copilului. Creșterea aceasta, educația aceasta care o primește. Învățătura care o primește, toate sunt la locul lor. Și fetița aceasta și-a văzut de drumul ei, de slujba pe care o avea. L-a slujit în continuare pe Dumnezeu, a crescut. Timpul a trecut, dar ea a rămas cu Dumnezeu. Câte din fetele din adunare, când cresc, nu le mai vedem în adunare. Trist că nu le mai vedem în adunare fie că le intră în cap vedetismul, dacă a cântat în adunare și a cântat bine, merge mai departe și are impresia că poate cânta și pe senele lumii și le amestecă, se face așa un amalgam și nu iese nimic din toată treaba aceasta. Că nu putem să slujim la doi stăpâni. Așa ne spune Scriptura și așa este, acesta este un adevăr biblic, slăvit să fie Domnul. Iată, stimați părinți, cum tânăra aceasta, roabă în casa lui Naaman Sirianu, conduce această familie spre o minune, îi conduce spre Dumnezeu, încât Naaman Sirianu îi spune prorocului, eu intru cu stăpânul meu în casa lui Rimon să ne închinăm, dar eu nu mai cred în asta, vreau să iau pământ să fac un altar în țara mea și să mă închin Dumnezeului lui Israel. Cred în acest Dumnezeu. Un Dumnezeu pe care el a predicat o fetiță. Slăvi să fie Domn. Stimați părinți, nu vă necăjiți, că aveți poate mai multe fetițe, nu vă necăjiți pentru aceasta, nu ne Speriem, dacă în această zi nu, nu suntem supărați, că în această zi sunt aduse la binecuvântare trei fetițe. Au locul lor. Dumnezeu să le binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvânteze toate fetele din adunare și toate surorile care au o chemare sfântă. Domnul să fie binecuvântat. De asemenea, iubiți frați și surori, ca acest popor Israel să construiască din nou zidul. Ca din nou să renască dintr-o cenușă. Dumnezeu a lucrat printr-o fată. Foarte interesant. Dacă dați pagini scripturii, deși din punct de vedere cronologic ar fi trebuit să punem cartea Esterei în fața cărții Neemia, totuși în Biblia este așezată în ordine inversă. După Neemia vine cartea Esterei. Cunoașteți această istorie, Eu o repet pe scurt, încerc să o schițez mai cu puține cuvinte să înțelege ce s-a întâmplat și culmea că această fată nici măcar n-a fost crescută de părinții ei. A rămas orfană. Estera, care înseamnă steaua răsăritului în limba poporului de atunci, în limba ebraică Hadasa, a rămas fără mamă, fără tată, a fost crescută de un verișor mai în vârstă, care a înfiat-o, așa ne spune Scriptura, a luat-o de suflet și a crescut-o cu grijă, a educat-o, a învățat-o cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, stimați ascultători, că în preajma lui Neemia, printre cei care s-au întors din captivitate, din robie, a fost și Mardoheu. Iată cum Dumnezeu a pregătit această istorie, această mare izbăvire care a adus-o poporul lui Israel, a pregătit-o prin această tânără. Citim în cartea lui Dumnezeu, da? Estera, pagina în Biblie 514, Estera capitolul 2, când Ahasverosh a vrut să înlocuiască pe acea împărăteasă Vasti, a dat un ordin, s-au adunat toate tinele din împărăție, mai ales din capitala Susa. Și fata care îi va plăcea împăratului, spune versetul 4, să fie împărăteasă în locul vastiei. Părerea aceasta a fost primită de împărat. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Air, din seminția lui Beniamin. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Ajunge Estera în casa împăratului, ajunge împărăteasă. Cum știe Dumnezeu să așeze lucrurile. În casa lui Faraon este crescut Moise, cel care... Va conduce poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu pregătește o mare izbăvire, alege această fată, dar care era bine crescută, care era credincioasă, care îl asculta pe Mardoheu, ne spune Scriptura, transmitea mesaje, Mardoheu, ai grijă să faci așa, ai grijă să faci așa. Și Estera, deși a ajuns sus, nu a fost o vedetă, ci a fost o fată ascultătoare care asculta întru totul de cel care a crescut-o, de Mardoheu. Iubiți frați și surori, a venit nenorocirea, diavolul care urmărește să distrugă poporul lui Dumnezeu, am citat despre Faraon, Aici în cartea lui Neemia sunt prezentate aceste pericole. Eu când am recitit încă o dată și vă recitesc și dumneavoastră, este un mare pericol. Vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până nu vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Biserica lui Dumnezeu, această instituție va dispărea când vor dispărea copiii din familie. Țineți minte ce vă spun. E un plan diabolic, cum se spune aici. E o strategie din partea celui rău. În cartea lui Faraon, în cartea Exodul, unde este începutul relatării despre bătălia aceasta dintre Israel și cei din Egipt, de egipteni, în spatele lui Faraon stă diavolul. Iată ce spune Faraon. Deschideți în Exod, capitolul 1, începem cu versetul 8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm iscusiți față de el, ca să nu crească pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Veniți să ne arătăm iscusiți. În spatele lui Faraon să diavol. Planul diavolului este să se distrugă poporul lui Dumnezeu. Spune tot aici cuvântul lui Dumnezeu când Moise venea și negocia cu Faraon, a spus, când au început să muncească, să mărească muncile și lucru evreilor, a spus Faraon, dați-le de lucru ca să nu se mai gândească la năluci. Un alt plan, pe lângă distrugerea familiei, planul celui rău ca să distrugă biserica, E un plan ca să ne depărtăm de Dumnezeu, căutând tot mai mult de lucru. Diavolul dă oamenilor tot mai mult de lucru ca oamenii să nu se gândească la Dumnezeu. Așa cum spunea Faraon, să nu se mai gândească la năluci. Dar nu sunt năluci. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, sunt judecățile lui Dumnezeu, sunt hotărârile lui Dumnezeu. Slăbiți să fie Domnul. Fiți foarte atenți, dragi ascultători la cele două aspecte ale strategiei diavolului. Distrugerea familiei și datul de lucru la oameni și uneori chiar și credincioșilor. Nu vrem să trăim prin credință, nu vrem să ne bazăm pe Dumnezeu, vrem să avem rezerve. El ne dă pâinea în fiecare zi, ca în somn, slăvi să fie Domn. În rugăciunea Tatăl nostru, care sună în original cam în felul acesta și pâinea Noastră, cea de ast cea de mâine, dă-ne-o nouă astăzi. Cam acesta este modul de exprimare în rugăciunea Tatăl nostru. Noi avem, dar vrem rezerve. Vrem mai mult. Vrem să avem bani alți pentru zile negre, cum spun oamenii din popor. Fiți foarte atenți să nu fie o strategie să ne mute din sfera spiritualului, din locul aproape de Dumnezeu, undeva mai departe. Plin de muncă, nu ne ajunge un loc de muncă, vrem un al doilea. Am o rudă care a mers la două locuri de muncă și a ajuns să ia pastile. Foarte greu s-a recuperat. Nu ne dăm seama, organismul se consumă. E o strategie, nu știu ce trebuie să spun asta, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem. Suntem la timpul de învățătură și este nevoie de această învățătură. Trebuie să descifrăm planurile viclene ale celui rău. Dumnezeu să ne ajute. Iată, a venit momentul greu. Diavolul a, a început să atace pe față. n am mai fost mulțumit cu strategia pe ascuns, a început să lucreze pe față. Și unul din cei mai puternici din Imperiu a zis, vreau să inimicesc pe toți. Eu am întâlnit persoane care au și sunt călăuziți de Duhul acesta. Am avut un șef care spunea, dacă aș putea, v-aș împușca pe toți pocăiți. Da, am întâlnit. Deși să înregistrează și n-ar trebui să spun vorbele astea, sunt oameni care au în mintea lor gândurile acestea rele. În spatele lor este forța celui rău care vrea să distrugă poporul lui Dumnezeu. Și acest om bogat, acest om influent, aș putea să spun că primul după împărat, aproape de împărat, un sfetnic de bază, zice, în împărăția ta, a zis Împăratului, Haman, versetul 8 din capitolul 3, În toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile Împăratului. Nu este în folosul Împăratului să-l lase liniștit. Iubiți ascultători, dragi frați și surori, într-adevăr, poporul lui Dumnezeu este un popor pus deoparte, este un popor deosebit. Domnul să ne ajute să rămânem oameni deosebiți. Deosebiți de lumea aceasta. Cu legi deosebit. Cu înțelepciunea care vine de sus, cu înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu, cu o atitudine corectă, cu o viață sfântă și evlavioasă. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă, pentru ca ei să fie nimiciți. Dar ce l-a deranjat pe omul acesta? Nu știu cum s-a lăsat convins împăratul, pentru că un împărat trebuie să aibă supuși. Cum să distrug eu o parte din împărăția mea? Cum să distrug eu o parte din populație când eu am nevoie de populație? Iată, războiul s-a pornit pe față. Convins de omul acesta, împăratul trece la acțiune, neștiind despre ce vorba, dar Dumnezeu ne surprinde cu planurile Lui. Vă recomand acasă, ca o temă de casă, nu este timpul acum să vorbesc despre asta, vă recomand acasă să citiți, după ce vă odihniți, serviți masa și așa mai departe, să citiți ultimele 24 de ore din viața lui Haman. O luați frumos așa, nu-i mare. Cartea Esterei nu are numai câteva capitole, 10. Și al 10-lea este numai cu trei versete. Deci, e mică carte aceasta, ca, ca întindere. Citiți cu atenție și cronometrați să vedeți ultimele 24 de ore ale lui Haman, ticălosul acela care a vrut să distrugă un popor și în stricăciunea lui din minte s-a aruncat asupra poporului lui Dumnezeu. Nu și-a dat seama. În Biblie scrie cine se atinge de ochii, de copiii mei, se atinge de ochii, de lumina ochilor mei. El n-a știut asta. S-a băgat unde nu-i fierbe oala, cum se spune. Iubiți frate și surori, Dumnezeu ne surprinde persoana care putea să intre la împărat, Persoana care putea să pună o vorbă, singura care ar, putea să -l, care ar, ar fi putut să-l înfrunte pe Haman, era Estera, soția Împăratului. Mardoheu îi transmite: fii atentă! Nu cumva să crezi că dacă ești acolo, vei fi scutită. Nu se știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta, ai ajuns acolo la împărăție. Dacă nu ne ajuți tu, ajutorul vine din altă parte. Stimat ascultător, fac o scurtă și mică paranteză. Vezi că dacă nu vrei să lucrezi în ogorul lui Dumnezeu, dacă nu vrei să pui suflet în lucrare, că nu-ți place de cel din dreapta sau de cel din stânga, ține minte, dacă nu faci tu lucrarea, Dumnezeu scoate pe altul. Slăbiți să fie Domnul. Așa-i place lui. Ajutorul vine din altă parte. Și fata aceasta crescută bine, credincioasă, m-am gândit oare de unde a știut ea de trei zile de post și de rugăciune. De unde a știut ea de puterea aceasta a postului? L-a cunoscut pe Dumnezeu, a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune fata aceasta, crescută acum ajunsă împărăteasă, cu slujnice cu ținută, cu garderopă, cu ce vreți dumneavoastră, cu bijuterii, dacă vreți. Era într-o țară străină, era o tânără care trebuia să se supună legilor împăratului de atunci, era soția împăratului. Era prima doamnă, cum se exprimă oamenii când vorbesc despre soția președintului Americii sau soția președintului României și așa mai departe. Iată ce face această primă doamnă din Imperiu. Ne învață pocăința, ne învață smerenia, ne învață rugăciunea, ne învață lupta aceasta înaintea lui Dumnezeu. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu când planul era deja desfășurat, când era jale mare peste tot, groaza umpluse inimile iudeilor, Mardoheu de tristețe nu mai avea niciun control să te în curtea împăratului nu era voie să fie cineva cu sac pe el. S-a încins cu un sac, așa era un obicei al lor, ca să arate durerea când stau înaintea lui Dumnezeu și își prețărau țărână pe cap sau chiar cenușă, să arate că sunt într-o mare tristețe. Asta era obiceiul lor. Împotriva tuturor legilor, Mardoheu, arătându-și jalea, i s-a transmis Esterei: Uite ce face Mardoheu! Estera i-a trimis haine să se îmbrace. Nu mă fă de rușine cu alte cuvinte. Dar Mardoheu și-a arătat, dur și arătat durerea lui. Împotriva oricărei legi, nimic nu ne poate opri să ne exprimăm durerea înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și cu post. Și Dumnezeu este cel care ascultă rugăciunea, glorie lui. Iată ce spune această primă doamnă. A trimis să-i spună lui Mardoheu: Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, trei zile, nici ziua, nici noaptea. Cum a putut această împărăteasă să facă așa ceva? Putea să spună: Dacă Dumnezeu e cu noi, va rezolva el cumva. Ce contează? Nu a intervenit în fața lui Dumnezeu. Ne învață, ne dă o lecție în această zi. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele. Știți ce a spus ea? Cred, îmi imaginez că a spus slujnicilor. Fetelor, tinerelor, dacă plec eu, plecați și voi. E în joc soarta națiunii mele. E în joc soarta mea. Nu fac excepție. Dacă plec eu, plecați și voi. Trebuie să ne rugăm acestui Dumnezeu, le-a vorbit despre Dumnezeu. Ele nu erau iudeici. Poate că printre ele erau și iudeici, nu știm. Avea dreptul să-și aleagă și fiind în capitala Susa și iudei, putea să aibă între slujnicile ele ei și iudeici dar a spus postiți împreună cu mine, sunt într-o mare problemă. Și spune mai departe, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi peri. Fie ce o fi. Unde mai sunt luptătoare astăzi ca este era? Pentru că viața de familie implică sacrificiu. Fiecare sarcină, fiecare naștere implică sacrificiu. Se rupe din ființă, se, scurge din viața, din puterea unei mame care naște. Dar nașterea aduce viață, binecuvântare, se împlinește planul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! E așa de important, învățăm în această zi, de la această tânără ajunsă mare, împărăteasă, n-a uitat de Dumnezeu, n-a uitat de rugăciune, n-a uitat de post și a asumat riscul și a spus, mă duc în ciuda legii. E în joc viața poporului meu. Nei a spus, luptați pentru ai voștri, luptați pentru fetele voastre, luptați pentru familiile voastre, nu vă lăsați, uitați-vă așa cum se spunea aici, s-a predicat în această zi, uitați-vă la Domnul, aduceți-vă aminte de El, de Domnul cel mare și înfricoșător și luptați. Estera a fost o luptătoare. Doamne, ajută-ne să fim și noi luptători pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Nu știm ce urmează, fraților, nu știu ce urmează, nu vreau să vă sperii. Planurile celui rău sunt făcute cu Minuțiozitate. Nu știm care va fi soarta noastră ca biserici, dar scrie în Cartea lui Daniel și vreau să luați aminte la cuvântul acela: Când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Așa se exprimă acolo. Puteți citi acasă și din Cartea lui Daniel. Nu este mult. Nu știm ce ne așteaptă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere, să-i facem voia Lui, să-L slujim cu scumpătate, ca să avem ca sfârșit al alergării noastre viața veșnică. Domnul a dat o mare biruință prin Mardoheu, prin Estera, postul, rugăciunea și-a făcut efectul și-și face, Dumnezeu răspunde, tu ascunzi rugăciunea de aceea toți oamenii vor veni la tine, citim în cartea Esterei de o mare biruință. Putem vorbi de un popor al lui Dumnezeu, putem vorbi de un Mesia care a venit într-un popor al lui Dumnezeu pentru că a fost cineva care s-a pus în spărtură, care a luptat pentru acest popor al lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, să învățăm. A treia fată, și cu care închei din Biblie, este din Noul Testament. Dumnezeu a făcut o lucrare, o trezire a bisericii, dar întâi a strălucit această tânără, făcând ajutorare. Citim în Cartea Faptele Apostol, capitolul 9, începem cu versetul 36, în Iope era o ucenică numită Tabita, care tălmăcit însemnează Dorca, Dorica, cum vreți să-i spuneți în limba română, dacă vreți. De ce o are aceste traduceri de nume? Dumnezeu ne dă un nume nou. Așa scrie în cartea Apocalipsei. Am predicat odată despre aceste nume noi, dar nu toate numele noi arată o biruință sau o calitate sau o lucrare pe care a făcut-o. Sunt nume noi pe care oamenii le-au câștigat pentru fapte negative. Lui E sau i s-a dat un nume nou, e dom, roșu, pentru că a preferat ciorba de linte roșie. Citiți! Nu totdeauna omul capătă un nume nou bun. Închei gândul acesta. Iată, ucenică, ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Dar se poate și asta? Nu toate fetele cântă? Nu. Nu toate fetele sunt soții de păstor? Nu. Dar toate pot să facă fapte bune și toate pot să facă milosenii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dă-ne putere. În cartea lui Timotei și am vrut un pic așa să ocolesc pasajul acesta, să nu fiu interpretat greșit, citind din cartea lui Timotei, despre rolul surorilor, rolul femeii. Aici, în Cartea lui Timotei, capitolul 2 din 1 Timotei, este prezentat, Apostolul Pavel prezintă statutul femeii, prezintă întâi cele două handicapuri. Spune aici, femeii nu-i dau voie să învețe, dar hai să începem mai bine de la versetul 9. Pentru surori, da? Vreau, dar de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. V-am vorbit despre Estera, despre Tabita, da? Îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci, întâi a fost întocmit Adam. Deci este primul handicap, dacă pot să spun așa. Femeia a fost creată pentru Adam. Eva, da? Nu are prioritate. Doi, nu Adam a fost amăgit, ci femeia Fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Un al doilea mare handicap. Eva, strămoașa noastră, a păcătuit și este oarecum aruncat așa o umbră spre femeie. Păi pe locul 2, a fost creat întâi Adam și mai mult s-a făcut vinovată de călcarea poruncii și nu are prioritate. Dar spune și îl citesc pasajul așa cum este. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fi, dacă stăruie cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Sigur, teologii vor spune, frate, mântuirea este prin jertfa Domnului, și așa este. Dar din aceste două handicapuri. Din aceste două poziții care o descalifică, da? Ea poate să strălucească, poate să se ridice, poate să fie salvată prin statutul ei extraordinar de a fi o mamă care naște copii. Slăvi să fie Domn. Nu poate să predice o mamă, da? Sopția mea nu a predicat niciodată. Dar predică băieții ei. Și va avea o răsplată că dacă dai apă, scrie Scriptura, nu, nu vorbesc lucruri aiurea. Dacă dai apă unui proroc, în numele unui proroc, primește răsplata unui proroc. Așa scrie Scriptura. Dumnezeu este cel care împarte și are de unde. Slăvit să fie Domn. Nu ne pare nou rău că va da răsplătiri. Să dea Domn. Dar noi să fim cei care să le merităm oarecum. Nu. N-a predicat soția mea. Nu, nu predică surorile. Are cine să predice. Dar ele sunt care cresc copii, stăruiesc și ele în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie și învață și pe copiii lor și mai apoi și pe nepoți să stăruiască, repet, în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie, slăbit să fie domn. Iată rolul femeii, iată la ce este chemată femeia. În vremea aceea Tabita s-a îmbolnăvit și a murit. Iată că se întâmplă. Elisei, bolnav, prorocul Domnului, care a vindecat pe alții, a suferit și a murit. Scriptura ne prezintă, adică ce vrea să spună cuvântul? Noi suntem în statutul acesta de oameni și pe pământul acesta noi nu trăim veșnic. Într-o zi tot vom muri. Ba mi se pare că cel care pleacă mai repede e mai bine pentru el. Așa spune Scriptura. Și Pavel spune, aș vrea să mă mut, să dăm mine o luptă. Nu știu ce să aleg. Deci când cineva pleacă la Domn, s-a dus la ceea ce a lucrat, ferice de morții care mor în Domnul, spune Scriptura, noi înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, nu vom trăi veșnic pe pământul acesta, dar de aici, de pe pământ, pregătim veșnicia. Și în drumul acesta spre veșnicie, ne aducem aminte de o fată din casa lui Naman Sirianu, credincioasă, care a condus o familie spre Domnul, a generat o minune care s-a făcut, Dumnezeu a intervenit, a onorat credința ei, pe drumul acesta întâlnim o estera, care nu și-a permis că dacă e acolo unde, undeva sus, nu o să o ajungă puhoiul și nelegirea și necazul și durerea, s transpus, s -a contopit cu poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat o mare biruință și pe drumul acesta o întâlnim și pe Dorca, Tabita, ucenica credincioasă, care spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a făcut o mare lucrare și anticipam și vreau să citesc și partea aceasta a versetului, așa de important pentru noi, să vedeți că Domnul a făcut o lucrare, Petru a scos afară pe toată lumea, a îngenunchiat, s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis Tabita scoală-te ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru a stat în capul oaselor el i-a dat mâna și a ridicat-o în sus, a chemat în îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus înainte minunea aceasta a fost cunoscută, aici am vrut să ajung, în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul o lucrare mare, slăbit să fie Domn, și prin viața noastră și prin moartea noastră Dumnezeu lucrează. De aceea doresc Domnul să binecuvânteze mamele care aduc în această zi fetițele la binecuvântare, să binecuvânteze cele trei mame, cei trei tați, cele trei fetițe, frățiorilor, surioarele lor, Domnul îi cunoaște pe toți, întreaga biserică să fie binecuvântată de Domnul, a lui să fie slava și cinstea în vei de veci. Amin.